Vom discuta astăzi despre o temă foarte interesantă și de actualitate, ca de obicei, și anume despre educație în alt fel. Deci vom vorbi despre educație nu în felul convențional cu care ne-am obișnuit și care de multe ori poate după câteva minute ne plictisește. Vom vorbi despre educație în alt fel. Iată ce se întâmplă în zilele noastre. Din cauza unei amenințări cu acest coronavirus, școala este organizată altfel. Se desfășoară activitățile specifice în alte moduri. Trebuie să ne adaptăm, părinți, profesori și elevi, la un alt mod de a desfășura activitățile. Bineînțeles, progresul tehnologic ne ajută să găsim alternative și internetul devine un factor principal în această, în acest efort de adaptare a activităților școlare din vremea respectivă pe care o traversăm noi, din vremea aceasta atipică. Sunt vremuri care n-au fost programate, prevăzute și trebuie să ne adaptăm. O definiție a inteligenței, care este aproape unanim acceptată în cercurile științifice, este aceasta. Inteligența este capacitatea de adaptare a unor scheme clasice la împrejurări noi. Adică o aplicare creatoare a schemelor raționale la împrejurări noi. Deci efortul de adaptare este un efort al inteligenței, de fapt. Și atunci, cu cât gândim mai bine, mai mult, cu atât vom găsi un răspuns bun pentru această provocare care se numește educația în vremuri de pandemie. Educația școlară. Stimați și iubiți ascultători, lucrurile acestea, pentru a putea fi gândite corect și ca să avem și rezultate bune, trebuie să fie înțelese mai bine. De unde pornește educația, ce scopuri are ea, nu intrăm în limbajul convențional, cu obiective, cu tot felul de lucruri care sunt deja folosite de ani buni în ceea ce privește discursul despre educație. Iată, am ales din Sfânta Evanghelie după Matei câteva aserțiuni pe care Mântuitorul Iisus Hristos le-a făcut în fața ucenicilor săi, iar evanghelistul și apostolul Matei, fostul Vameș, ni le-a lăsat scrise. Iată ce spune în capitolul 7. Intrați pe poarta cea strâmtă, în cadrul cuvântării predicii de pe munte. Intrați pe poarta cea strâmtă, că largă este poarta și lat este drumul ce duce la pieire și mulți sunt cei ce intră prin el. Și strâmtă este poarta și îngust este drumul ce duce la viață. Și puțin sunt cei ce îl află. Ne oprim puțin aici, din cauza că această educație despre care vorbim noi în alt fel acum în această emisiune, ce scop poate să aibă în ultima instanță? Pregătirea pentru viața pe care urmează să o parcurgă cei care spun astăzi elevi și urmează cursurile școlii. Deci pregătirea lor pentru viață,
să aibă viață. Ce fel de viață pot să aibă dacă nu se pregătesc pentru ea? Iată, e calea cea largă care duce la pieire și mulți sunt cei ce intră prin ea. Ce fel de viață pot să aibă cei care fac eforturi pentru a se pregăti pentru ceea ce urmează? Iată, strâmtă este poarta și îngust este drumul care duce la viață și puțini sunt cei ce îl află. Cu alte cuvinte, de când este omenirea, această aplecare spre rău, spre fără de lege, spre păcat, ne referim la concupiscența firii omenești, duce spre acest drum larg, adică spre pieire. Ce înseamnă pieirea în limbajul acesta teologic? Adică pierderea veșniciei, pierderea vieții veșnice. Și atunci, aceste lucruri duc la așa ceva. În loc să facem efort, e mai comod să nu-l facem. Deci comoditatea, lenea, care este un păcat, unul dintre cele 7 păcate capitale. Nepăsarea. În loc să iubim, urâm. Adică invidiem, așa, mândria. Sunt atâtea lucruri care ne fac să simțim că suntem mândri. Atâtea împrejurări la care suntem martori, fie doar martori, poate și participanți, fie și participanți, în care ne dovedim mândria care stăpânește această fire concupiscentă a noastră, înclinată spre păcat. De aceea, educația școlară trebuie să cuprindă acest efort de formare a caracterelor. Deci, de formarea unui caracter, de formarea unui caracter puternic și pozitiv, care caracter să sprijine pe cel care urmează să treacă prin etapele vieții, să dea răspunsuri corecte pentru a moșteni, dobândi viața veșnică, să intre pe poarta cea strâmtă și pe drumul îngust care duce la viața veșnică. Căci ăsta este rostul vieții acesteia, mântuirea. Iar rostul educației, o spune Mântuitorul Iisus Hristos aici, este această dobândire a vieții veșnice. Fiindcă omul este produsul educației sale. E un produs al educației. Omul este un animal care se poate îndumnezei. Și acest lucru, învățătorul neamului omenesc, Iisus Hristos, Dumnezeu întrupat, de aceea și învățător veșnic, acest lucru l-a transmis oamenilor și prin sfinții săi evangheliști l-a și fixat în scris cu aportul extraordinar al Sfântului Duh, care a menținut prin tradiție cuvintele cu aceeași putere de influențare a firii omenești ca să o scoată din robia diavolului, ducă se prepusti și în locuri fără de apă, care nu face altceva decât să distragă atenția la cele mai importante lucruri din viața unui om, să semene confuzie, rătăcire, ca oamenii să rătăcească și să nu găsească drumul acela îngust și fanta aceea îngustă care duce spre lumină, spre lumina cea adevărată, spre viața veșnică, spre împărăția lui Dumnezeu. Și acum, în condițiile pe care noi le parcurgem și în care ne manifestăm, avem atâtea probleme de rezolvat. Spunem noi, cum oare le vom face față? Că școlile n-au un drum mar, clar,
pe care să îl respecte și să fie aplicabil tuturor. Că avem atâtea probleme, trebuie să și muncim, ce ne facem cu copiii, dacă nu îi mai ducem la școală și cum îi mai supraveghem și așa mai departe. Sunt multe probleme, deși, dacă privim în altfel lucrurile, ele se pot simplifica foarte repede. Iată, tehnologia ne poate ajuta. Din moment ce școlile au această posibilitate, legea le dă voie, să organizeze, în funcție de condițiile lor specifice, modul în care se desfășoară anul școlar și este urmărită programa școlară pentru fiecare disciplină, din fiecare an, clasă. De asemenea, progresul tehnologic, e vorba de aceste telefoane inteligente, smartphone-urile, cum se mai spune, așa împrumutând termeni din engleză, ne permite să urmărim ce se întâmplă acasă printr-o simplă aplicație pe telefonul mobil, să urmărim ce se întâmplă acasă, să avem și semnal video. Dacă un copil este obligat să nu meargă la școală și totuși trebuie să urmărească lecții și așa prin programul ăsta, teleșcoală și alte aplicații, tot de pe internet, prin streaming, acest procedeu care permite ca în timp real să transmiți și să comunici și univoc și biunivoc cu cei care te ascultă. Deci dacă acest progres tehnologic ne ajută să facem lucrul acesta, atunci supravegherea copilului poate fi făcută și de la servici cu, din când în când, folosind această aplicație, să vedem dacă este la școală, în fața tabletei sau calculatorului, sau este în programul pe care noi l-am discutat cu el pentru a putea să-i fie bine și să se încadreze în cerințele școlare. Acesta este un aspect. De asemenea, cei care au predat în mod clasic, profesorii, cum sunt și eu, unul dintre ei, bineînțeles, pot să mărturisească deschis, cu mâna pe inimă, că în fiecare clasă, aproape fără excepție, există, noi le spuneam, elemente. Adică există elevi care deranjează ora, care fie că provin din medii defavorizate, sunt mai vulnerabili, sunt mai puțin educați, sunt analfabeți funcționali. Acum începem să vorbim despre acest lucru, deși ideea în sine era aproape interzisă acum câțiva ani. Era inabordabilă. Și acestea sunt cei care nu înțeleg ceea ce vorbești. Abia dacă deslușesc literele și să le citească, să interpreteze cuvintele, dar fără să rostească cuvintele, dar fără să le înțeleagă sensul. Și nici sensurile care sunt relevate de alcătuirea frazelor. Aceasta înseamnă să fii analfabet funcțional. Poți să rostești, poți să definești literele, să le știi, să pronunți cuvintele, dar să nu înțelegi sensurile pe care cuvintele alăturate într-o frază, în mod inteligent, rațional, le prezintă, le au. Să nu le deslușești. Și deci ești imposibil de educat în condițiile acestea. Ei bine, sunt elevi care deranjează ora. Distrag atenția celorlalți care ar dori să facă școală, să primească informații, să și le implementeze, să și le lămurească practic și să le absoarbă, făcându-le după aceea trepte ale cunoașterii, transformându-le în așa ceva și ei să evolueze. Ei bine, acum, în condițiile acestea, când programul teleșcoală
funcționează, putem să scăpăm de asemenea prilejuri nefaste care ne puneau piedici înainte, fiindcă acești obraznici și needucați nu puteam să facem în așa fel încât să îi îndepărtăm ca să-i protejăm pe ceilalți care voiau să facă școală, fiindcă n-aveam voie să-i dăm afară din oră. Profesori și mai ales doamne, profesoare, mai tinere, mai tineri, se confruntau cu asemenea manifestări care sunt de domeniul incredibilului. Se urcau pe bănci, mai ales în ultimele locuri, că ultimele locuri erau ale lor, ale elementelor, pun ghilimele de rigoare, negative. Și practic se urcau și pe bănci, deranjau pe ceilalți, făceau scandal, fiindcă știau că n-au voie să fie, nu este voie să fie îndepărtați ei de acolo, din oră. Că existau niște limite, limitări în comportamentul profesorilor, învățătorilor. Și atunci, văzând slăbiciunea, o aveau ca pe o armă, slăbiciunea sistemului. Deci, practic, în programele teleșcoală nu mai avem asemenea fenomene. Desigur, în condițiile în care alege profesorul să transmită live, prin streaming, ora respectivă și să aibă și comunicare, feedback-ul, din partea celor care îl privesc online și participă la așa, atunci, în timp real, atunci el poate să introducă fără să vrea posibilitatea ca un asemenea individ să strice ora, să-i strice treaba, să-l jignească sau să producă tot felul de măscări, așa cum făceau și înainte când erau fizic în clasă. Deci, în condițiile acestea, pentru ca această școală să se poată derula condițiile pe care guvernanții le-au gândit și le-au asigurat, parțial sau total, de regulă parțial, deocamdată, mai avem de așteptat până se împlinească toate. În aceste condiții, profesorul trebuie să aleagă comunicarea univocă, gen teleșcoală. Adică, în timp ce predă, să nu lase posibilitatea unor indivizi să îl deranjeze. Pentru ca toți ceilalți, indiferent de distanța la care se află, să poată beneficia de explicațiile pe care le-a pregătit și pentru care este competent să le transmit. Asta este una. După aceea, pentru a putea să interacționeze cu cei care îl ascultă, profesorul trebuie să-și lase timp pentru aceste comunicări. Dar atenție! Comunicarea respectivă trebuie să se deruleze în condiții de securitate. Adică să fie biunivocă, dar cu câte unul fiecare în parte. Atunci, ce ne facem cu acele exemple pozitive de comunicare între elevi și profesori în care se lămânesc lucrurile și ceilalți care ar avea și ei aceeași problemă, nu mai au nevoie să intervină, fiindcă este lămurită problema, fiindcă profesorul i-a răspuns unui alt elev care a pus aceeași întrebare pe care ar fi pus-o și celălalt care nu știa același lucru. Păi se poate rezolva și acest lucru foarte simplu. Conceptul de școală hibrid. O parte rămân acasă dintre elevi, o parte din clasa respectivă este prezentă în clasă, fizic, respectând acele distanțe fizice.
și respectând regulile toate care au fost impuse de către infecționiști, epidemiologi, Ministerul Sănătății. Deci cu ei se discută, ei sunt aleși ca să poată să ducă această activitate, să participe la această activitate și programul teleșcoală include și întrebări și răspunsuri, interacțiunea dintre elev și profesor, ca să poată lămuri lucrurile pe care atât cei care au participat fizic la ora respectivă, cât și cei care au asistat doar la prin internet, să priceapă mai bine lucrurile. De asemenea, evaluările pe care trebuie să le facă profesorul respectiv la clasă, la disciplina sa, includ și această posibilitate. Sau se pot folosi de această posibilitate. Alternativ, o jumătate de clasă într-o săptămână, altă jumătate din clasa respectivă în următoarea săptămână. Depinde de numărul de elevi. Și atunci când vin fizic în clasă, poți să-i și evaluezi. Evaluarea poate să fie făcută și sub forma unei teme puțin mai elaborate, să-i spunem așa, și care poate fi prezentată și online. Alternăm posibilitățile respective și facem și evaluarea în mod real a nivelului la care ajung elevii respectivi. Deci, în condițiile acestea, utilizând ceea ce ne oferă tehnologia, dar și modul de organizare pe care l-au gândit cei de la Ministerul Învățământului și cei de la Ministerul Sănătății, putem să desfășurăm școala într-o variantă mai bună decât înainte. Ce se întâmpla înainte de acest nou mod de a organiza școala? În primul rând, pauzele erau prilejuri de haos în școli. Gălăgie foarte mare. Decibeli cu mult mai mulți decât nivelul acceptabil. Îmbrânceli, agresiuni și câte și mai câte. Acum nu trebuie să mai întâlnească între ele clasele. Cele care sunt acolo în acțiune își organizează în așa fel orele încât pauzele să fie luate în mod diferit ca să nu se întâlnească din cauza posibilității de contaminare, cum spun cei de la Ministerul Sănătății. Și atunci se elimină practic și posibilitatea de a fi agresați. Posibilitatea de a se întâmpla acel bullying, hărțuirea respectivă între elevi, între cei mai mari și cei mai mici, între cei răi și cei buni, între repetenți și tocilari. Sunt diferite fenomene care se produc atunci când e grămada mare, când este îngrămădeală puternică. Scăpăm de aceste fenomene. De ce alte lucruri negative putem scăpa? Păi gândiți-vă bine, în startul emisiunii am povestit despre acest lucru care se întâmplă, deranjarea orei de către elementele negative, care sunt, de fapt, analfabeți funcționali și care sunt invidioși pe cei care pricep lucrurile și au atenția trează și mintea deschisă ca să poată să absoarbă cunoștințele. Și, odată cu ele, mecanismul rațional care le explică pentru a și le putea însuși, bineînțeles. Deci, de asta se scapă. Dar de ce anume se mai scapă? Se scapă de minciună. Îți oferă posibilitatea să faci evaluare corectă. O evaluare care să nu țină cont de interesele ascunse ale celor care conduc școala, ca nu cumva să fie raportate medii mai mici și să poată să fie evaluată școala într-un anumit fel încât să-și piardă
funcțiile, cei care conduc școala respectivă și așa mai departe. De asemenea, influențele părinților în educația copiilor cresc. Influența părinților crește. De ce? Din cauza că era un fenomen care se producea. 4 ore, 5 ore sau 6 ore cât erau copiii la școală, părinții scăpau de griji. Bă, l-am dus la școală, acum pot să fac și o treabă. Indiferent ce era, că era părintele era casnic sau că era în activitate. Ei bine, acum nu este așa. Acum rostul părinților și rolul lor, acestea două, sunt foarte importante. Devin mai implicați în fenomenul de educație al copiilor lor. Fiindcă de regulă părinții spuneau, băi, l-am trimis la școală, l-am adus, a venit cu tare, voi ce faceți cu el? Păi școala e de vină dacă nu cu tare, cu tare. Dacă nu răspunde bine, dacă nu așa, nu-l educați voi. Deși efortul de educație cel mai mare este al familiei, al părinților, nu al școlii. Școala, într-adevăr, educă, dar transmite cunoștințe. Se formează deprinderi în școală. Îi pregătește pe copii pentru viață, la nivelul acesta, profesional. Dar la nivelul afectiv, psihic și de sentimental și rațional, familia este cea care e cel mai implicată în procesul educațional. De aceea se spune că copilul este oglinda părinților, bineînțeles. Nu este oglinda școlii în care învață, este oglinda părinților. Și în felul acesta putem să aplicăm celebrul principiu al artelor marțiale în această situație cu care ne confruntăm astăzi și care pare să fie mai deosebită și complexă. Care e principiul? Să te folosești de forța adversarului ca să-l biruiești, ca să obții victoria. Te folosești de forța lui ca să poți să-l pui tot pe el la pământ. Și atunci, haideți să folosim, stimați și iubiți ascultători, aceste împrejurări care sunt la prima vedere nefavorabile și să corectăm ceea ce era rău în sistemul precedent, în sistemul pe care l-am avut până acum, folosind atât tehnologia în mod pozitiv, folosind și timpul nostru, refăcând modul în care ne organizăm timpul nostru ca părinți și ca profesori și ca elevi, pentru un scop comun. Educarea tinerei generații. Ca să poată să aibă viață, să dobândească viața veșnică, să poată intra prin poarta cea strâmtă, făcând eforturi și schimbând mentalitatea aceea de fățărnicie, de minciună, de aparență, de fără de lege, pe care o cultivau fiind nepăsători, superficiali, mincinoși, hoți, că furtul intelectual este foarte prezent în sistemul clasic românesc. De la copierea sau, mă rog, de la inspirarea elevilor din surse ilegale, în teze, în lucrări de control, în extemporale, până la plagierea la doctorat, lucrări de doctorat. Toate sunt furturi intelectuale. Copiii sunt obișnuiți, erau obișnuiți cu furtul intelectual. Așa, în condițiile în care evaluarea se face online, sunt obligați să lucreze. Nu mai este interdicția de a te uita într-un manual sau într-o
altă lucrare care sunt recomandate pentru a elabora acea lucrare pe care ți-o cere evaluarea respectivă. Ci trebuie să cauți, să te documentezi ca să poți să scrii ceva din mai multe surse. Această căutare are ca rezultat dobândirea cunoștințelor. Este, într-adevăr, o acțiune indirectă, dar este mult mai preferabilă decât aceea a copierii, a plagierii unor texte pe care nici măcar nu le înțelegi. Fiindcă cei care au predat au văzut și exemple în acestea, când atât de mult au copiat copiii respectivi, că semănau lucrările ca două picături de apă, celor doi, cel de la care a copiat celălalt și cel care a copiat, bineînțeles, dar atât de mult nu s-a concentrat și nu i-a păsat ce copiază, nici măcar nu-și dădea seama că a copiat și numele celui care avea lucrarea respectivă, originalul. S-au întâmplat și asemenea fenomene. Nu-i de râs, e de plâns. Din ce cauză e de plâns? Intrăm în Sfânta Scriptură. Și ce, cum continuă Mântuitorul Iisus Hristos? Feriți-vă de profeții mincinoși, care vin la voi în haine de voi, iar pe din lăuntru sunt lupi răpitori. După roadele lor îi veți cunoaște. Au doar să culeg struguri din spini sau smochine din mărăcini, așa că orice pom bun face roade bune, iar pomul rău face roade rele. Nu poate pomul bun să facă roade rele, nici pomul rău să facă roade bune. Iar orice pom care nu face roadă bună, se taie și se aruncă în foc. De aceea, după roadele lor, îi veți cunoaște. Ce înseamnă se taie, se aruncă în foc? Adică devine neroditor, devine fără rost. Nu mai are rost. Adică nu-și mai găsește locul pe pământ. Nu se poate adapta. Devine ratat. Ratat poate să fie ascuns, din cauza că are părinți care muncesc pentru el, care au un anumit nivel de trai superior și care își țin podoaba, copilul, își țin copilul pe gene, cum se spune, și îl țin în brațe și se ascunde ratarea lui, din cauza că el trăiește bine, deși n-are niciun rost pe pământ. Când vor îmbătrâni părinții respectivi, când nu vor mai avea puterea de a produce nu știu câte venituri, atunci vor vedea ce au crescut. Și răsplata lor nu va întârzia să apară. Și zice mai departe Mântuitorul Iisus Hristos: nu tot cel ce îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci acela care face voia Tatălui meu, celui din ceruri. Mulți îmi vor spune în ziua aceea: Doamne, Doamne, oare nu numele Tău am profețit și nu numele Tău demoni am scos și nu numele Tău multe minuni am făcut? Și atunci le voi mărturisi: niciodată nu v-am cunoscut pe voi. Depărtați-vă de la mine, voi, cei ce lucrați fără de legea. Iată aspectul fariseic, fățărnicia, cu care ne-am obișnuit și pe care o cultivăm cu vrere sau fără voie majoritatea dintre noi. E foarte greu să mărturisești adevărul, fiindcă cei care s-au obișnuit să mintă și să creeze doar aparențe, care n-au suport spiritual și material clar, sunt doar fum, umbră și vis, deci doar fum, aceștia îi împiedică pe cei care ar vrea să fie adevărați să recunoască dacă au greșit, să facă ceea ce este plăcut în fața lui Dumnezeu, care este adevărul absolut, aceștia împiedică pe ceilalți. Din contră, îi și judecă.
le fac și deci îi ostracizează, îi îndepărtează cumva, le delimitează arealul de funcționare. Din cauza că nu se încadrează în ceea ce nu merg cu lumea respectivii. Da, dar lumea se duce pe calea cea largă care duce la pieire. Și atunci nu trebuie să fim adevărați. Trebuie să acceptăm, deși ne dăm seama că este greșit, această mentalitate care ne duce cu pe toți la pieire. Ce rost are atunci viața aceasta dacă noi pierim ca niște oameni ce nu și-au găsit rostul pe pământ? Așa că, stimați, iubiți ascultători, conchide Mântuitorul Iisus Hristos cu aceste cuvinte. De aceea, tot cel ce aude aceste cuvinte ale mele și le plinește, îi se va asemăna bărbatul înțelept care și-a clădit casa pe stâncă, casa fiind viața lui. Și a căzut ploaia, și-au venit puhoaiele, și-au suflat vânturile, și-au izbit în casa aceea. Dar ea n-a căzut, fiindcă era întemeiată pe stâncă. Tăi că pe adevăr. Dar cel ce aude aceste cuvinte ale mele și nu le plinește, îi se va asemăna bărbatul nechipzuit care și-a gândit casa pe nisip, și-a căzut ploaia, și-au venit puhoaiele, și-au suflat vânturile, și-au izbit în casa aceea și ea a căzut. Și mare a fost căderea. Să sperăm că aceste cuvinte pe care le-am rostit în această emisiune aduc roade și v-au folosit. Sperăm să trecem cu bine această perioadă și să folosim forța adversarului ca să-l biruim. Apropo de principiul acela anunțat mai înainte. Bogdan Nicolae Mateescu vă dorește o săptămână binecuvântată. Doamne ajută!